check. Yo. Ce stabil am ținut ca... Kish, cărându-și copii în ghiozdan. Ui, cât ești, tati. Nu pot să ridic asta. No, acum suntem la Fish acasă. De aici vom pleca încolo. Ziua 2. Am ajuns în Sibiu. Aici la tovarășul nostru ca 2. Adică eu! Chiar merg la un epic, epic party. Te pregătim, bă, tati. Fie bine. Trezirea, că te rup! Hai, hai! Gata cu circul! Nic, dă-ne un interviu scurt. Cum ai dormit? Cum a fost aseară? Ce ai făcut? Dispar. O trebuie naș! Sau pleacă, dar nu pentru la Nic, master chef. Nu. Master chef. Nu, îmi dai un telefon! Eu comentează, dar ne face de mâncare, știi? No, bine. Mă rămâne să fiu și eu cu voi. Mașina mi-e stricată, viu pe fede. No, bine, pa. Nu, că nu era pe mainită, era cu cineva mea. Dați cu cineva mea. A intrat ăla cu viteză, mă, din spate, să-mi trag una, putii dracu de anul. Vezi, mă, dacă dai prioritate, mă, la oameni să treacă strada, mă. Da, mă, dar cum s-a întâmplat, tati? Păi, bă, s-a oprit ăsta, mă, că era om de treabă cu care ne-au luat, mă, știi? S-a oprit, mă, să treacă oamenii, știi, că nimeni nu oprește de obicei. Și ăsta frumos, mă, s-a oprit și ăla cu viteză, țac, pac. Ce să zic, bă? Aha. Suntem în București deoarece am trecut pe roșu. Capitala pizdii. No, e fain satul ăsta. Mai e fain că aici poți să te piși pe stradă. Can I piss on the street? Be
Ghea, bă, ești nebun. Uite acolo. Și una e mai și mare. Hai că mergem să-l vedem. Suntem în București, Bati, ca să vezi. În sfârșit, după 3 zile, în culo mea am dat de ceva loc fain. Chiar dacă au plouat, ne-am antrenat, mă apropii că am fost bătut de țigani, mi-a călcat mașina, tot. În sfârșit, o meritat excursia în București. Fii atent acolo, pa. No, să zicem despre București. Mă, nu a fost ca Alba Iulia, nu a fost ca Sibiu. București, un oraș foarte mare, foarte aglomerat, oameni nu-s deloc primitori, majoritatea sunt cam închiși la cuvare, să zic așa. Na, da. Ce a fost frumos e că prietena noastră bună, Ina, ne-a lăsat cheile de la garsoniera ei, ne-am cazat în centru, am văzut centru vechi, am vizitat puțin. Na, cam asta e, ce să zic, de-abia așteptăm să vină mâine, ziua de mâine, să ne urcăm pe autobuz, să mergem în Grecia. Să ajungem în Atena. Știi că nu o să se audă, cred că așa bine că trei muși. Se aude. Da? Și cam aia e, mâine vine Dani, plecăm în Atena. Acolo o să fie șmecher de tot. O să prindem undeva la 3-4 zile. Habar n-a ce o să întâmple. Na, și pe aia de acolo Santorini. Dar în mare m-a dezamăgit București. Mă așteptam la mult mai mult. Mă așteptam să întâlnim practicanți în centru, mai ales la Mitropolie, celebru loc. Ei, a fost cam foț, am sec. Așa e că, ne. Azi a și plouat, nu ne-am găsit nici pantalon de antrenament în second hand-uri. Nici party-uri n-am fost. Îs 12 grade. Exact. Să-mi bat. Ghețăm de frig, mai ales că bate vântul aici la înălțime.